Viața e un bal mascat. Ești înconjurat de oameni care poartă măști. Oameni care zâmbesc, glumesc, dar în lăuntrul lor plâng. Oameni care te ascultă, îți dau sfaturi și apoi poate râd de tine. Oameni care te ajută și te înțeleg, dar care nu vor decât un subiect nou de bârfă. Oameni care sunt alături, care îți sunt cei mai buni prieteni, dar care vor totuși ceva de la tine. Oameni care îți spun cu tandrețe te iubesc, dar care doar profită de tine. Oameni în care ai încredere, dar care te trădează. Oameni duri, care ascund o inimă de aur. Oameni neciopliți, care râd de orice și din orice fac glume proaste, dar care maschează astfel o suferință foarte mare sau o pierdere foarte grea. Și mai sunt acei oameni care se costumează în ei înșiși, care sunt sinceri. Oameni care dacă îi cauți, îi găsești mereu, dar pe care îi poți răni foarte ușor. Oamenii dansează unii cu alții, calcă greșit și întrerup dansul, se joacă cu inimi de hârtie pe care le lasă rupte în colțuri întunecate. Și tu vrei să pleci, vrei să-ți dai masca jos, să lași totul în urmă, să fugi, să te strigi, să te eliberezi, dar nu poți. Lumea nu-ți dă voie. Există însă cineva care te poate scoate de la bal. Nu are coasă sau secure, nu, e doar o arătare, nu e un bărbat, nu e o femeie, nu e un copil, nu e un bătrân, e doar o umbră. O umbră care din când în când își facă pe cineva, o umbră la care unii se duc chiar de bunăvoie și atunci te resemnezi. Îți pui masca și te amestești printre alte măști și costume și uiți și nu-ți mai pasă și închizi ochii și te miști dintr-o dată mecanic. Dar mai sunt câțiva oameni care luptă, care renunță la măști și la costume, care trăiesc clipa, care se gândesc că odată va fi mai bine. Poți alege să le critici purtarea sau să le urmezi exemplul. E decizia ta. A trăi fără mască. A trăi pur și simplu sincer, fără frică.